Diferență și de vârstă de 11 ani, mai înaltă însă românca, palmaresul de partea italiencei, alungea de partea româncei, plusuri și minusuri pentru fiecare dintre cele două. Vom vedea însă cum se vor descurca. She is Miko Eden von Hell de Sydney. Foarte drăcoasă la propriu și la figurat italianca, cel puțin ca imagine și din gesturi. Vom vedea și când începe meciul cum se descurcă debutantă Alina Drâmba. Ieri la cântarul oficial italianca spunea că vrea să fie o adevărată lady în afara cuștii. Cine vrea să-i vadă latura aceasta de fiară să se uite însă la meciurile, la meciurile ei. Atunci când luptă, nu o mai interesează nimic decât să își învingă adversara. O poziție amenințătoare pentru Miko De Sydney. Oh, ce direct de dreapta a prins acolo Alina. Se lovesc pe brațe cele două, însă până la urmă sportiva din Italia se duce la picioare și duce lupta la sol. S-a ridicat italianca și încearcă să lovească de sus. Foarte agitată Alina, nu văd bine deloc dacă continuă să se agite în felul acesta. Oh, sunt interesante aceste lovituri, cât timp adversara are și ea picioarele pe sol, nu ai voie să lovești cu piciorul în cap, însă merge mai departe meciul. Italianca ajunge în control lateral și o ține foarte bine pe Alina. Oh, n-are voie să lovească cu genunchiul la cap din această poziție. Arbitrul trebuie să vadă aceste lovituri, să-i spună luptătoarea din România să nu mai lovească. Se zbate în continuu, da, acolo Alina, însă fără nicio noimă. Ca peștele pe uscat. Pe lângă faptul că nu pleacă nicăieri și consumă energie. Acum se ridică bine pe gard, însă o prinde de picioare italianca și o va duce iarăși jos. Ajunge și în control deasupra și acum va avea probleme Alina. Încasează lovituri, nu trebuie să lovească de acolo, trebuie să iasă din această poziție, să se rotească pe o parte și să împingă în picioarele adversarei pentru a reuși să iasă. Nu face decât să încaseze lovituri aici. Nu este o poziție din care să îți lovește adversara. O, lovituri de cot. A avut timp să-și așeze și echipamentul italianca între timp. Nu e deloc bună poziția pentru Alina. Casează lovitură, da, după lovitură. Arbitrul poate opri meciul oricând. Deja multe lovituri încasate. La bătaie acolo cu italianca din acea poziție. Ar fi mai bine să se închidă și să lase pe arbitru să oprească meciul decât să încaseze aceste lovituri extrem de puternice. Incredibil. Da. Și cu ceva din acea poziție, trebuie să ieși din poziție. O vom vedea pe colega Alinei, pe Diana Belbiță, ceva mai încolo, luptătoare mult mai experimentată și mai valoroasă, ce a obținut victorii importante. Victorie fără dubii pentru Nicole Di Sydney. După o scurtă pauză revenim cu următorul meci.